În prima zi a Consiliului Național al PSD, liderii social-democrați s-au întâlnit cu organizațiile de tineret, femei, pensionari și diaspora și au cerut mobilizare generală pentru campania electorală. Au urmat lucrările propriu-zise ale Consiliului Național al PSD, recâștigarea României 2012, anul victoriei. Sper să avem niște direcții foarte clare, niște soluții foarte clare și să facem ceea ce dumneavoastră știți cel mai bine, și anume să ne apucăm de treabă și să câștigăm alegerile. Vrem să creăm un efect de bulgăre de zăpadă până la alegerile viitoare, să atragem alături de noi, în ciuda dificultăților, cât mai mulți cetățeni. Participare nu numai a membrilor Consiliului Național, dar și invitați din diverse sectoare, oameni cu greutate în activitatea științifică, în activitatea economică, în domeniul culturii și așa mai departe, ceea ce a dat o altă ținută și a dat mai multă profunzime dezbaterilor, așa încât permite Consiliului să valorifice acest potențial și să iasă cu documente care să creioneze direcțiile principale de acțiune pentru anul ce vine, an electoral, pentru a asigura răsturnarea actualei puteri, schimbarea guvernării țării, în beneficiul țării, în beneficiul cetățenilor. Peste 800 de membri ai PSD din întreaga țară au luat parte la eveniment. Delegația județului Argeș a fost condusă de președintele Partidului Social-Democrat Argeș, Constantin Nicolescu, însoțit la Consiliu de Simona Bucura Oprescu și Florin Tecău. Colegul Liviu Dragnea spunea despre regiunile de dezvoltare. Eu am o singură rugăminte la noastră. Haideți să înțelegem toți că regiunea de dezvoltare economică nu este aceeași cu regiunea administrativă. Și în primul rând noi care suntem aici la masă, când deschide unul gura și vorbește de regionalizare la general, cum fac băieții ăștia care sunt la guvernare ca să amețească lumea, nu mai spune, face regionalizare. Dacă îl întreb ce vrea despre regionalizare, nu știe să spună ce deosebire între o conducere și o unitate administrativ-teritorială și ce înseamnă regiunea economică. Din delegația județului Argeș au mai făcut parte primarii orașelor Mioveni și Topoloveni și edilii șefii ai comunelor Bascov și Țițești, dar și mulți alți membri ai organizației județene a PSD. PSD-ul a avut cei mai buni specialiști și iar în continuare, indiferent când încearcă PDL-ul de a amăgi pe specialiștii de la PSD-ul să treacă în barca dumnealor, pentru că totuși nu le oferă pârghile necesare de a pune în practică cunoștințele care le au în domeniile respective. Sunt sigur că vom câștiga la anul, sunt sigur că specialiștii cei mai buni ai PSD-ului vor încerca să îndrepte ceea ce s-a întâmplat în ultimii 6-7 ani de zile. Președintele PNL, Crin Antonescu, prezent la Consiliul Național al PSD, și-a arătat la finalul evenimentului convingerea că USL va câștiga alegerile, mărturisind că știe deja numele viitorului premier, Victor Ponta.